Vom rezolva în cele ce urmează problema 2 de la Olimpiada de Matematică, etapa locală 2019, Cluj-Napoca, pentru clasa a 6-a. Și avem în felul următor. Se consideră numerele naturale A, B și C. A este de forma 5n plus 12, B este egal cu 2n plus 5 și C este egal cu 3n plus 7, unde n este un număr natural nenul. Ni se cere la punctul A să arătăm că numerele A și B sunt prime între ele. Pentru a arăta că A și B sunt prime între ele, vom nota cel mai mare divizor comun al lor cu D și vom demonstra că D este atunci egal cu 1. Deci, dacă cel mai mare divizor comun al lui A și B este D, putem spune că atât A cât și B sunt divizibile cu D. Adică 5n plus 12 este divizibil cu D și de asemenea B, care este 2n plus 5, este divizibil cu D. Egalăm termenii care conțin pe n, adică dacă 5n plus 12 este divizibil cu D, înseamnă că și 2 ori 5n plus 12 este divizibil cu D, iar dacă 2n plus 5 este divizibil cu D, înseamnă că și 5 ori 2n plus 5 este divizibil cu D. Ne rezultă atunci în continuare, efectuăm calculele, 10n plus 2 ori 12, 24, este divizibil cu D și de asemenea 5 ori 2n, adică 10n, plus 25 este divizibil cu D. Dacă două numere sunt divizibile cu D, înseamnă că și diferența lor este divizibilă cu D. Vom scădea din 10n plus 25 pe 10n plus 24. Și rămânem atunci, 10n cu 10n se vor reduce, iar 25 minus 24 este 1 și avem atunci faptul că 1 este divizibil cu D. Dacă 1 este divizibil cu D, lucrăm cu numere naturale, așa că D nu poate fi decât 1. Ceea ce am obținut este că cel mai mare divizor comun al lui A și B este egal cu 1, adică A și B sunt prime între ele. Putem trece atunci mai departe la punctul B. Aici avem de arătat că suma dintre cel mai mic multiplu comun al lui A și B plus cel mai mic multiplu comun al lui A și C este pătratul unui număr natural. Vom investiga însă, înainte, dacă nu cumva și A și C sunt prime între ele. O voi face tot aici, deoarece avem loc. Deci presupunem că A și C au cel mai mare divizor comun pe K, ceea ce înseamnă că atât A, care este 5n plus 12, este divizibil cu K, cât și C, care este 3n plus 7, este divizibil cu K. Înseamnă atunci că și 3 ori 5n plus 12 este divizibil cu K și și 5 ori 3n plus 7 este divizibil cu K. Adică ne rezultă 3 ori 5n, 15n plus 3 ori 12, 36 se divide cu K și 5 ori 3n, adică 15n, plus 5 ori 7, 35 se divide cu K. Din nou, folosim aceeași proprietate, dacă cele două numere sunt divizibile cu K, atunci și diferența lor este divizibilă cu K. 15n minus 15n se reduce, 36 minus 35 ne va da 1, deci 1 și de această dată 1 este divizibil cu K, deci K nu poate fi decât 1. Știm atunci că numerele A și B sau A și C sunt prime între ele. Dacă avem numere prime între ele, atunci cel mai mic multiplu comun a două numere prime între ele este tocmai produsul numerelor. Cel mai mic multiplu comun al lui A și B va fi A ori B, iar cel mai mic multiplu comun al lui A și C va fi egal cu A ori C. Suntem pregătiți să efectuăm atunci suma dintre cei doi cei mai mici multipli comuni. Și știm acum că această sumă dintre cel mai mic multiplu comun al numerelor A și B împreună cu cel mai mic multiplu comun al numerelor A și C este A ori B plus A ori C.
A este 5n plus 12, B este 2n plus 5, plus, din nou A, adică 5n plus 12, ori C, care este 3n plus 7. Ce putem observa aici? Avem posibilitatea scoaterii unui factor comun. Așa că este egal în continuare cu 5n plus 12, care este factor comun. Pe lângă, în paranteză, ne rămân 2n plus 5 plus 3n plus 7. Este egal atunci cu 5n plus 12 ori 2n cu 3n este 5n și 5 cu 7 este 12. 5n plus 12 ori 5n plus 12 înseamnă 5n plus 12 la a doua, adică un pătrat perfect. Mult succes în continuare!